Treaba în felul următor, trebuie să nu te uiți la SpongeBob la 5 dimineața în acest joc, dar ghiciți ce, exact acest lucru îl vom face și uitați-l pe SpongeBob aici în fundal. Nu știu exact ce a pățit, dar urmează să aflăm. Este un joc făcut de același developer care l-a făcut și pe hotelul lui Shrek. Jocul ăla v-a plăcut foarte mult, așa că am zis, bă, neapărat trebuie să-l încercăm și pe ăsta. Să vedem ce se întâmplă la ora 5 dimineața în orașul lui SpongeBob. Așa că apăsăm aici pe butonul de start și hai să vedem ce urmează să se întâmple. Povestea e că ne era foame și vrem să mâncăm și noi un Krabby Patty. Uitați-l pe Patrick acolo, nu știu exact ce face. Dar mergem frumos, comandăm și noi un Krabby Patty pentru că ne este foarte foame. Ce se poate întâmpla, corect? Adică totul pare în regulă aici. În afară de faptul că era Patrick afară, nu știu unde e în acest moment, că nu-l mai văd. Dar hai să ne dăm comandă, hai. Ia să vedem, bine ați venit și la Krusty Krabs. Așa, și avem aici meniul Krabby Patty, Krabby Patty, numai Krabby Patty. Toate, n-au altceva. Deci o să dau comandă de un Krabby Patty. Ați ghicit. Și găsește-ți un loc în sală, pentru că o să te anunț eu când este gata. Ok, nu știu cine e ăsta, mai exact. Dacă știți voi cine e, să-mi scrieți în comentarii. Oh my god, cum face. Pleacă de lângă mine, zice. Oh my god, calmează-te! Ia uite cum face! Ok, calmează-te! Mă pun la masa asta dacă e... Sau? Nu, trebuie să te duci la masa la care vor ei. Deci o să stăm aici frumos. Și așteptăm să ne vină și nouă Krabby Patty-ul. Oh my god, uite-l... Ce faci acolo, Patrick? Ok, ce se întâmplă? Ce se întâmplă în locul ăsta? E ceva foarte straniu. Patrick nu mai e, deci când m-am așezat, era în spatele meu și făcea așa și acum nu mai e acolo. Fiți atenți, înainte să continuăm, hai să apăsăm cu toții pe butonașul de like, pentru că o să se întâmple chestii destul de interesante în jocul acesta, așa că vă dau un pic de timp liber să apăsăm butonașul de like cu toții, plec de la calculator și vă dau un pic de timp, da? Hai să vedem! Gata, m-am întors! Sper că ați apăsat și voi acolo pe acel butonaș de like. Și să vedem, ăsta nu știu ce a făcut, a adormit. A, doarme pe ketchup. Ok, deci și-a vărsat ketchup-ul pe masă și doarme pe el. Ok, ce pot să zic eu, dar unde este Krabby Patty-ul meu? Că mi-e foame. Aproape s-a făcut, dar să știi că nu mai avem patty-uri. Și s-ar putea să dureze. Pot să fac ceva să fie mai rapidă toată treaba asta? Da, poți să te duci în depozit și să iei niște patty-uri de acolo. Dar ai grijă, e foarte întuneric acolo și orice-i face, nu te du la ultima ușă de pe coridor. Ok, asta nu sună foarte bine. De ce să nu mă duc la ultima ușă de pe coridor? Că acum că mi-ai zis exact acolo mă duc. Adică nu știu ce să zic. Hai să aflăm, ok. Noi acum suntem în apă, fiind în orașul lui SpongeBob. Și tehnic vorbind, noi suntem un pește, nu? Că am venit la restaurantul de... Krabby Patty? Oh, cine era acolo? Era cineva acolo. Deci să nu mă duc la ultima ușă. Ok, vreau să știu ce e aici. Nu mai vreau să știu. Gata, nu mă mai duc acolo. Ok, hai să nu ne mai ducem acolo. Să căutăm unde găsim Krabby Patty-uri. Trebuia să fie ascultat din prima ce mi-a zis și să nu mă duc. A, uite-mă că am găsit deja. Ok, luăm unul pentru că am nevoie doar pentru mine. Bă, dar pare foarte înfricoșătoare zona asta, adică nu mai vreau să stau aici nici măcar o secundă. Te duci în bucătărie și s-o pui pe grill. Gata, mă, mergem aici să ne facem de mâncare. Frumos. Ia uite, se gătește. De aici ne putem lua pâinea. Sau chifla, mai bine zis. Ok. Să-mi spuneți și mie în comentarii dacă vouă vă plac burgerii și dacă vă plac burgerii, ce fel de burger mâncați voi? Uite, eu de exemplu îmi place să mănânc cheeseburger cu puțin bacon, mamă cum merge, dar aici avem bineînțeles un Krabby Patty. Nu știu din ce este făcut acest Krabby Patty, pentru că văd că este doar chifla și carnea și atât. Și nu știu carnea de care o fi. Fi carne de vită, dar bănuiesc că nu, adică până la urmă pește ar mânca carne de vită. Nu, nu știu din ce e făcut. Ok. Gata, mi-am făcut, uite. Stai jos și bucură-te de acest Krabby Patty. Ok, îți mulțumesc. Ce s-a întâmplat aici? Aici era ăla. De ce e ketchup peste tot pe jos? Ce s-a întâmplat? A, s-a dus, asta e baia și s-a dus aici la WC.
Ok. Știți că el dormea pe acest ketchup? Bun, hai să nu mai punem întrebări. Care-i faza cu Patrick? Vedeți că doar când mă așez pe scaun, Patrick apare? Asta e foarte dubios. Nu știu ce să zic despre chestia asta. Ok, o să mănânc burgerul liniștit, am să-l ignor pe Patrick. Ah, lol, mănânci ca în Minecraft, ia uite. Păi nu mai faci așa, auzi? Te rog frumos să nu mai faci așa. Că eu am de mâncat aici. Gata. Acest burger a avut gust ca unghiile bunicii? De unde știi, în primul rând, ce gust au unghiile bunicii? Asta e foarte ciudat, dar... Care-i faza cu Patrick? Patrick, ești bine? Vrea și el să primească un burger și nu-l primește nimeni înăuntru. Ok, trebuie să plătim. Asta te costă 78,99 de dolari. Mamă, așa de scump un burger! Ce? Am zis că te va costa 87,99 de dolari. Mai scump! A crescut prețul! De ce este atât de scump? Trebuie să fie o greșeală. Eu am vrut un simplu burger, ok? Am spus că asta te va costa 98,99 de dolari, te rog. A crescut prețul și mai tare. Nu e corect așa ceva? Ok, ok. Hai să nu trecem la 100 de dolari. Am doar 35 de dolari la mine, să știi. Deci spui că n-ai suficienți bani să-ți plătești Krabby Patty-ul? Nu, am acasă bani, dar nu am luat la mine, pentru că nu știam că costă atât de mult. Deci spui că n-ai bani la tine să plătești? Ți-am zis, n-am 100 de dolari la mine. Ce se întâmplă? Oh, nu. Oh, nu. Mă pregătesc deja, mă pregătesc deja, pentru că știu ce s-a întâmplat. Da, da, da. Știam ce s-a întâmplat deja când am coborât. M-a băgat în închisoare. Ce s-a întâmplat? Ok, asta nu e bine deloc. Uite-l pe Plankton. Ce faci, Plankton, aici? Ești ok? De ce ești blocat în cage-ul acesta? Am încercat să fur formula secretă, dar domnul Crab m-a pus aici. Să încerci să te salvezi din acest cage. Nu încerca. Domnul Crab m-a închis în acest cage și a înghițit cheia, așa că nu există nicio șansă pentru mine. Ok, o să vedem noi. Are un lacăt aici, deci nu cred că ar fi așa complicat. Dar noi nu putem să ieșim pe ușa asta. Avem aici un cod. Pare ca un keypad. Ar trebui să găsesc parola. Okay, e o parolă pe aici, pune-mă. Ok, sunt două mingi înăuntru, dar nu par de folos. Două mingi, câteva cutii, dar nu cred că sunt folositoare. Fiți atenți, mă, că este exact așa, uite. Deci ai aici două mingi. Asta înseamnă că una, două, corect? Și avem trei cutii. Asta înseamnă una, două, trei. Steluțe. Avem o steluță, două steluțe. Ia să vedem. Una, două. Perfect. Și ce mai era? Pești. Pești ăștia de aici. Nu mai sunt pești acum, dar scheletul lor. Trei. Corect? A funcționat. Trebuie să mai văd. Poate am greșit ceva? Deci stai. Avem trei pești, două steluțe, trei cutii. Cred că se pune și cutia asta de aici. Mai e o cutie acolo, cred că-s 5. Da, asta era. Era o cutie ascunsă chiar aici și se punea și cutia asta de aici. Deci cam asta era șmecheria. Și acum putem să deschidem. Ok, deci suntem exact acolo de unde trebuie să facem rost de Krabby Patty. Și știți că ușa asta a zis să nu intru. Trebuie să-l salvez mai întâi pe Plankton înainte să intrăm acolo. Ok, deci trebuie să găsim un plan de evadare. Stai să văd că pe aici am venit noi, parcă, dacă nu mă înșel, nu? Ușa este închisă, trebuie să găsim o altă cale de scăpare. Deci, practic mi-a închis ușa aici și ne-a închis înăuntru. Asta este zona de unde... Ok, pot să folosesc ranga asta. Păi pot să folosesc ranga asta să scot lacătul, cred. Se aude ceva? Și am auzit niște sunete, dar nu sunt sigur dacă vine cineva după noi sau nu. Gata, l-am salvat. Îți mulțumesc că m-ai salvat, acum hai să găsim o locație prin care putem evada. Ok, nu credeam vreodată că o să fiu prieten cu Plankton în jocul ăsta, dar în cazul de față, nu el este caracterul rău. În desen știu că tot timpul vrea să fure rețeta secretă de patty-uri, pentru că nimeni nu știe ce se află în aceste patty-uri mai exact. Adică gen, sunt foarte delicioase, cică, dar nimeni nu știe cu ce sunt făcute mai exact. Bun. Ok. O să folosesc ranga aici? Nu. Asta înseamnă că trebuie să mergem pe ușa asta de aici, pe care n-avem voie să mergem în mod normal. Trebuie să pun înapoi ăsta. Așa. Nu aici. Nu, de aici am plecat. Vino încoace.
Deci n-am voie să merg cu ranga la mine, aparent. Na, am pus-o înapoi. Ok. Și acum putem să mergem pe aici. Și bang. Plankton nici nu deschide ușa, el merge direct pe acolo, n-are nicio treabă. Și ce avem aici? Un cod. Another keypad for the safe. Trebuie să găsesc o parolă. Well, unde s-a dus Plankton? Ah, uite-l. Trebuie să găsesc o parolă? Păi unde aș putea să găsesc o parolă? Ia stă o secundă. Aha, s-a deschis ușa asta care nu se deschidea în mod normal. Și avem un calculator. Mamă, ce Windows avem. Ok, toate parolele în folderul ăsta. Mi-a dat virus. Ce e asta? Bă, nu pot să mai închid ăsta. Nu pot să-l mai închid și skip. Ah, ba da, pe skip. Bă, calculatorul ăsta e virusat. Orice apăs, mi-apare ăsta pe ecran. Să dau click pe linkul ăsta, nu știu ce să zic. N-aș da, în mod normal nici n-aș apăsa pe așa ceva. Oh my god, not Rickroll scrie. E Rickroll. Să vedeți de nu e Rickroll. Oh my god, e Rickroll. Ok, am închis sunetul pentru că probabil e cu copyright sau ceva de genul ăsta. Dar de ce mi-ai dat Rickroll, frate? 5. Trebuie să notez. Trebuie să notez, dar n-am pe ce să notez. Stai. 5-0. Stai că am deschis un, am deschis un browser. 5-0. Ok. 8. 5-0-8. Plankton, vezi asta? 5-0-8. Uite-te atent. Ok. Trebuie să avem grijă aici pentru că trebuie să fim pe fază. Dar mai trebuie o singură cifră. O singură cifră. Hai, dăm ultima cifră, te rog. Ultima cifră, dacă se poate. Aici, în mod normal era muzica 9. 5-0-8-9. Era muzica asta, dar n-avem voie cu muzică de obicei de genul ăsta. Așa că... o să dau drumul la sunet chiar în acest moment. Și gata, nu se mai aude. Perfect. Deci jocul și developerul a decis că vrea să-mi dea și un Rickroll. Ce pot să mai zic? Mai am ce să mai zic. Ok. Mergem pe aici și acum codul ăsta ar trebui să funcționeze. 5089. 5 0 8 și 9 aici. Gata, a funcționat. Asta să fie rețeta secretă pentru Krabby Patty? Ok. Ok, nu știu ce zice, că are vocea foarte groasă. Dar cred că o fi rețeta secretă de vrea să se ducă să o ia. Corect? Oh my god! Bă, l-a făcut praf pe Plankton! Nu mai... deci Plankton în momentul de față nu mai există. Ok. E SpongeBob cu mușchi. Ce e aia, frate? SpongeBob cu mușchi. Ok, deci v-am zis eu că nu trebuia să intrăm aici, în primul rând. Chiar dacă ne era foame, mergem la alt restaurant, frate. Uitați-vă cum arată. Oh my god! De ce vine după mine așa repede? Uitați-vă la el. Mamă, ce față are. Mamă, ce față are și e destul de rapid. SpongeBob, ce-ai pățit? Ce ți-au făcut? Ce ți-au făcut? Nu știu ce i s-a întâmplat lui SpongeBob, că eu nu mi-aduc aminte de el așa. Dar hai să încercăm să fugim cât putem noi de tare de el. SpongeBob, lasă-mă în pace, că nu vreau așa ceva. E un cod acolo, dar n-am timp. N-am timp de codul ăla. Ok, pe unde mergem, pe unde mergem? Nu știu dacă am reușit să scap de el sau nu. Era ceva pe aici? Poate trebuie să te uiți după litere pe coridoarele astea? Ok, nu știu. Oh nu, ce e aia? Aveam două variante și aparent am sărit acolo ca să mă prindă SpongeBob, că tot rău era, adică ambele erau rele, dar... nu. Oh my god, asta este rețeta de Krabby Patty secretă. De fapt sunt niște pești care sunt prinși acolo jos și transformați în Krabby Patty-uri. Oh my god, și Patrick știe chestia asta, cred. Uitați-vă ce față are. Thank you for playing. Ok, m-am interesat puțin și aparent jocul ăsta are două endinguri. Ce am făcut noi aici a fost bad ending și dacă vrei să faci good ending, trebuie să te folosești de codul pe care l-am văzut atunci pe acel perete. Așa că voi da start din nou și voi ajunge aproape de zona aceea ca să nu mai trebuiască să-l jucăm de două ori pe videoclip și vă arăt exact momentul în care trebuie să băgăm codul
Să vedem ce trebuie să faci mai exact. Ok, din nou ne va fugări. Doar că de data asta trebuie să ne oprim la acel cod acolo. Să vedem ce trebuie să introducem. Pentru că nu ai nimic pe pereți. M-am uitat. Absolut nimic. Deci trebuie practic... Oulu. Am uitat că vine pe partea cealaltă. Trebuie să-ți dai tu seama ce trebuie să scrii acolo. La acel cod. Dar vedem imediat. Și am observat că dacă mergi pe laterală, mergi mai repede. Dar nu știu de ce. Uite. Și uite ce viteză bag. A, unde-i codul ăla? A, uite-l aici. Deci aici zice Shrek is... A, ok. Știu ce trebuie să scrii. Shrek is love. Trebuie să scrii. Ok. Ia uite-l pe Shrek. Mă, ce cauți în jocul ăsta, Shrek? A, ne ajută. Fiți atenți că ne ajută Shrek. Având în vedere că ne-am jucat jocul celălalt. Uite ce față are Shrek. Oh! Sunt pregătiți. Ia uite-și pe SpongeBob. Gata, aici e nebunie. E nebunie ce se întâmplă. Toată lumea e pregătită cu mâna pe pistol. Dar nu știu cine o să câștige la faza asta, pentru că amândoi sunt destul de periculoși. Adică țineți minte că ne-am jucat și jocurile cu Shrek și știți că e destul de nasoală treaba. Ia, se apropie mâna spre pistol. A, ăla suntem noi de acolo din spate. Doamne, nu credeam că așa arătăm de fapt. Uite, zice you. M-a tras. S-a ferit, ca în Matrix. S-a enervat destul de rău, cred că. Mă, ce-a scus? Ia să vedem. Și acum ce se mai întâmplă? Ok, s-a dus. S-a dus SpongeBob-ul. S-a dus SpongeBob-ul, la revedere. Pa, pa. Wow. Wow, wow, wow. Deci ăsta a fost good ending-ul. Mi-a plăcut foarte mult jocul și dacă o să mai lanseze și alte jocuri făcute de acest developer, cu siguranță o să le încercăm pentru că mi se par geniale. Dacă v-a plăcut și vouă, nu uitați să apăsați pe butonașul de like, iar noi ne auzim, bineînțeles, data viitoare. Pa, pa.